așa o viață frumoasă am avut atunci în unitatea și în comunitatea pe care o aveam. Pe urmă, credința noastră a fost interzisă și parohia noastră a primit așa o lovitură puternică. În ultima vorbire, părintele ne-a zis în încheiere, e scris, bate voi păstorul și se va risipi turma, dar voi, turma mea cea mică, să nu vă risipiți. Să vă încurajați între voi, să vă ajutați și Dumnezeu va fi cu voi. Părintele a fost arestat. De asemenea, îmi amintesc de mărturia mărturisitorilor noștri care spuneau că atunci când erau închiși, Dumnezeu era colegul lor de celulă. Ei erau prea slabi ca să-și poarte cătușele și spuneau că acest coleg de celulă a lor, Iisus Hristos, a fost cel care a reușit să-i facă să supraviețuiască. Tot acest timp am reușit să vedem construcția acestei catedrale crescând, zid cu zid, dală cu dală, cărămidă cu cărămidă, și în același timp să simțim în inimile noastre o creștere spirituală datorată acestei biserici. Acestei biserici zidită în memoria martirilor și mărturisitorilor din secolul trecut. Odată ce intri în această comunitate, este imposibil să o părăsești, pentru că se formează o legătură indivizibilă prin Hristos care lucrează în toate acțiunile acesteia. Și acum când avem din nou o parohie care ne unește